După evenimentul evocator la adresa pompierilor gorjeni, oficialii au vrut să trăiască pe viu o simulare la intervenție. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, și viceprimarul municipiului Aurel Popescu s-au ridicat la înălțime pe o autoplatformă modernă. Autospeciala permite intervenții până la o înălțime de 42 de metri. Iar sus este frumos atât timp cât este vorba doar de distracție. Când în joc este pusă o viață omenească, lucrurile se schimbă. Senzația este extraordinară, dar doar așa, la nivelul de distracție. Eu sunt convins că atunci când sunt în acțiune, pompierii trec prin momente deosebit de tensionate și activitatea lor își spune cuvântul, bineînțeles. Este destul de interesant, destul de greu să și acționezi acolo sus. E o experiență unică, cel care are ocazia să vadă orașul sau solul de la înălțime poate să realizeze ce înseamnă pentru un pompier să-și facă datoria și să fie în situații excepționale. Experiența a fost trăită și de șeful de la ambulanță Gorj. Ce senzație aveți, domn director? Nemaipomenită! Nemaipomenită! Parcă ești totuși într-un avion sau știu, ești un elicopter. Da. E o senzație deosebită, mai ales când se mișcă din telescop. Platforma este computerizată și a fost achiziționată din fonduri europene. Autoplatforma pentru lucrul la înălțime, achiziționată prin programul operațional regional, 85% fonduri de la Uniunea Europeană, 15% de la Guvernul României și Consiliul Județean Gorj, este destinată intervenției pentru stingerea incendiilor la clădirile înalte. Este o autospecială modernă, permite întinderea brațului telescopic până la 42 de metri, asta asigurând intervenția la toate clădirile de 10 etaje sau mai mari din județul Gorj. Evenimentul a fost parte din seria celor dedicate Zilei Pompierilor.